După ce doamna Nina a auzit din camera alăturată tot ce-i spusese bia fiului dumneaei, se pornea din nou furtuna. Mie-mi vine să urlu. Ce-ți pasă dacă noi doi suntem bine, da, până la urmă unul și dacă tu ești împăcat cu ceea ce decizi? Nu, sunt împăcat cu nimică. Da, mami, ce am faci? Am vrut să văd dacă ești bine. Nu-s bine, nu-s bine deloc. Am auzit și eu cum v-ați certat. Da, foarte, nu ne-am certat, foarte bine că ai auzit. Adică ai fost certat. Bine că... Frumos început de căsnicie să fii certat într-una. Bine că... Auzi. După ce ai fost sincer, da. Da, auzi, bine că ne obrăfești tu în cameră cu cealaltă, da, mame. Da. Foarte bine. Păi, e frumos, intrau imatur, ele și ori auzi cum te certa. Dar e matur de la tine și nu mă certa, aveam o discuție. Deci, dragii mei, vreau să mă excludeți. Dar eu vreau să te exclud. Dar tu, mami. Și vă exclud și eu. Deci faceți cum doriți. Bun. Am terminat definitiv. Bia, nu te cunosc, nu mă cunoști. Băiatul meu e problema lui ce relație are. Pentru ceea ce am trăit și nebuniile. Și tu pe care mi l-ai indus tu în toată emisiunea asta. Toate nebuniile, tot stresul pe care mi l-ai indus. Tu când era o problemă. Dar nu pot să, accept că te face de două parale și te folosește. Tu mă faci pe mine de două parale în live. Am vrut să vezi, dar drum bun în viață. Vrei să ai un sclav, nu ești capabilă de iubire, ești capabilă numai de manipulare și tu de control. Tu ești capabilă numai de victimizare și de plânsete. Sigur, felicitări. E singurul lucru de care ești tu capabilă. Ușa mea este închisă definitiv pentru tine, nu avem ce să discutăm, faceți ce doriți, locuiți unde doriți, dar cu mine ați terminat definitiv. Nu am să vin nici la cununie, nu contați pe mine în 22. Așa ceva este inadmisibil ce am ajuns să vorbesc acum. Pentru ce? Pentru nume? Numele te deranja sau alte chestii? Poți să gândesc multe. Un asemenea scandal, când el a fost sincer cu tine la Milano, chiar trebuia făcut... Vă doresc numai dar bine, și tu pui terminat. Și tu pui atâta accent pe lucrurile dragii materiale. Mei, cum mă asculți? Îmi ascult copilul pe care l-am crescut, nu mi-ascult marioneta unei fete. Nu sunt marioneta ba nici. Ești marioneta ei. Știi a cui sunt marioneta? A ta. Bine. Tot ce mi impui aici, tot ce îmi cer, tot așa, e numai ca să-ți fac în binele tău. Dacă tu nu ți-ai dat seama că te folosește. Dacă tu nu ți-ai dat seama că tu singur ai apărut în live și ai spus. Ce? Vineri, dar tu singur ai zis că nu mai reziști cu ea, că nu are orgolii și te controlează. Nu ai experiență în relații cu femei de locuit și de aia te învârte cum vrea. Te descurcați-vă. O să ne descurcăm foarte bine și vreau să spun un moment de față. Eu, fii atentă, eu ție nu o să-ți cer ajutorul niciodată. Nicio problemă. Ușa casei ți este deschisă, dar pentru ea nu. Dar ea e nesigură, stai să vezi cât scandal vei avea cu ea, că femeia asta e nesigură pe tine și pe tot. Nu e adevărat. Deci să vezi tu relație toxică. Ea e foarte sigură. Ea e foarte sigură pe mine. Sigur. Foarte bine. Să nu te mai aud. Drum bun în viață. Doamne, ferește-mă. Robert, ia-o și spală-te pe cap cu ea și faceți ce vreți. Pe mine nu contați și cu asta s-a încheiat. Și vine băiatul și mă ceartă, pentru că e prost cu tot respectul. Deci încă așa ceva condus de nevastă până nici nu s-a însurat. Treaba lui. Adio, asta e situația, asta e viața, așteptiți copiii. Dar doamna Nina și-a șters lacrimile și ceva mai târziu i-a spus Biancă-i direct tot ce gândește. Ce vrei? Că pe mine, dacă îmi deschid gura mai e live. Da, vine mai clar. Ce să zic? Lucrurile stau în felul următor. Deci tu ai fost foarte sincer la Milano, știi? I-ai spus niște detalii. Ok, în loc să fii sincer, să-i spui, bă, fată, eu am un apartament, dar știi, ferească Dumnezeu, ne despărțim, eu vreau să rămân cu cei al meu. Și voi pe chestiile astea se bucert. Nu, eu nu m-am băgat. Nu, mai gata, că m-am săturat. Deci finalului, nu. Te-am auzit ce ai vorbit din cameră, dar deci de trei ore nu stace gura la adresa mea. Nu e adevărat că am vorbit și cu Ana și cu Daniela, am vorbit nu chestii diferite. Ascultă-ne! Cert este, nu contează. Nu contează că ai adus mama despre asta. Ascultați-mă un pic, vă rog. Da, așa mi-a spus și în bucătărie că nu mă ascultați. Vorbești mult, prost, fără rost și... Nu, e adevărat, mami, te rog să o asculti, un punct de vedere. Să-mi termin raționamentul. Nu, că tu mereu îți termini raționamentul, dar pe aia nu asculti niciodată sau pe mine nu m-asculti niciodată, eu m-am săturat. Eu nu stau să te ascult. Dacă tu nu ne asculti pe noi. Și te-ai gândit tu? N-ai asta să nu fiu eu la mâna lor? De ce să le facă Robertu un favor când el are apartament? Și gata... Într-un final, ce deduc eu? De ore în șir, numai doamna Nina vorbește despre mine. De ce? Pentru că pe mine nu mă poți traduce și pe el îl poți traduce? Pe mine nu mă traduci niciodată. Și nici n-ai să reușești și nici nu-ți mai dau ocazia.
Realitatea este nu, mami, tu nu o asculti niciodată cu punctele ei de vedere. Băi, mami, gata, am ascultat-o. Mami, tu nu o asculti niciodată. Eu am ascultat-o, niciodată. Niciodată. Și băgați scandalul și apartament, am și o casă și n-am pus niciodată subiectul. Și pe numele tău? Doamna Nina. Ei pe numele tău? Poate da, poate nu, nu discut aceste aspecte la această emisiune. Ai văzut că nu-i pe numele tău? O zis că nu discut aspectele. Are voie să facă asta? Și de ce ne-ai băgat pe noi? Dacă el a fost sincer cu tine la Milano, de ce ne faci pe noi nu, așa să discutăm aspecte? Nu, o fost chestia aspect? Că mi-am schimbat eu. Ai văzut ce deșteaptă e? Nu, nu e adevărat că mi-am schimbat o chestie. Băi, ai văzut ce deșteaptă și te ia de prost? Eu mi-am jucat și cartea prost acolo, că eu n-am fost perfect. Și ea știe că eu nu mă las. Dar tu poți să înțelegi puțin chestiile astea, tu poți? Și ea o venit și ne-a atacat pe noi. Dacă m-ați fi ascultat un pic. Dar dacă o ascult și pe ea puțin, că numai pe tine tu te ascultă. Tu nu înțelegi că n-ai pe cine asculta, că te joacă cum vrea? Tu nu înțelegi că eu pe tine nu vreau să te ascult. Eu când te aud îmi vine rău când ascult ce asculti, ce îmi spui tu. Nu, deci, bine, mă, nu, fată, tu de când ți-ai pus pata pe ăsta, că nu a fost liber Daniel și XY și ai luat prostul ăsta... Băi, mami! Gata, deci nu mai țipa! Nu, nu mă faci prost! Tu de atunci... Nu mă faci prost! Tu de atunci nu mă circ și scandalam cu băiatul meu. Nu mă faci prost! Da, nu mă interesează, nu mă faci prost. Ți-a spus-o clar și în live toți. Bă, meriți ceva mai bun. Bă, asta vorbește mult și prost. Nu mă faci și-am prost. Și-am tăcut și până la urmă tu la nu mine nu mă interesează. Mami, noi doi nu mai comunicăm. Nu. Noi doi nu mai există. Nu. Scurt și pe doi. Da, sunt de acord. Ușa ta dacă e deschisă pentru mine acasă. Ia-ți-o, că și-o îndeplinit scopul. Ușa ta dacă e deschisă pentru mine, ușa mea pentru tine nu e deschisă. Dar nu am nevoie. Dumnezeu să-ți dea ce ți-o da ție toată viața, dacă înțelegi. Bravo. Lasă-mă. Vă felicit Mirela, vă felicit Bianca, vă felicit Ana și Daniel, vă felicit pe toți și vă mulțumesc. Ați avut prostul lumii pe care să contați și să vă răzbunați pe mine. Felicitări! Ți-ai dorit să mă umilești, ai câștigat, ai reușit, dar să știi că viața se întoarce. Nu voi fi preșul tău și servul tău niciodată. Dacă ai reușit cu Robert și alții o fac să te perieze pe tine ca să se răzbune pe mine aici, nu e nicio supărare, nicio problemă. Dar să ții minte că vei plăti urât de tot, nu de la mine. Există un Dumnezeu și manipularea pe care o faci tu și ai făcut-o în continuu, la un moment dat se va plăti. Niciodată nu face cineva atâta scandal pentru schimbarea unui nume. Niciodată. Îl vrei pentru tine, acaparează-l, manipulează-l, e tânăr, n-are experiență cu femeile, dar la un moment dat se va sătura, îți garantez. Și asta ai reușit, că ai avut detaliile la mână. Și într-un final ai încheiat frumos, l-ai întors împotriva noastră, a mea, și doamna Nina e vinovată. Și voi nu aveți iubire, voi aveți un atașament periculos, ceea ce ai făcut tu din băiatul ăsta și l-a văzut o țară întreagă cât e de prost și ce ai scos din el, ți se datorează, felicitări, dacă tu ai curaj să stai cu așa un bărbat, drum bun. Cum a făcut cu mine, îți vine ție rândul, când nu va mai avea cu cine. Acum m-a avut pe mine, acum a vrut să-ți dea ție dreptate, acum nu vrea să te supere. El nu s-a însurat, dar nu vrea să te supere acum, că vezi, Doamne, tu-ți dorești. Ai vrut să mă distrugi în ochii lui, ai reușit, dar roata se întoarce. Pe mine nu mă traduci și dacă băiatul meu e așa, n-aveți decât, niciodată nu o să mă traduci. Bine. Drum bun în iad, ușa casei mele și a sufletului meu pentru tine este închisă definitiv și dacă mori în fața casei mele. Atea. V-ați spus vorbe foarte grele. Nu, eu n-am genit-o pe mama mea absolut deloc. Nu am jignit-o. Și nici eu am. Eu jignire eu nu mai accept. Eu jignire eu nu mai accept și nu pot comunica cu o persoană care nu mă ascultă niciodată. Aici am pus punct. Eu îmi fac viața cum știu eu, cum consideră și dacă e să dau cu capul în perete de 1000 de euro, o să dau pe greșeala mea. Și atât. Sfaturi nu mai ascult. De la o persoană care mă jignește în repetate rânduri dacă nu fac ca și ea. Și atât. Sunt perfect de acord. Bun. Cu specificația că și eu doresc să îmi gestionez viața și proprietățile după cum consideram. Cum vrei tu cu chestiile tale materiale să te duci cu chestiile alea unde vrei că tu? Vă rog să mă lăsați în pace așa cum sunt. Pe viață. Nici de cum să mă tot zugrăvești cum vrei la el, ca după aia să par tu salvator, că las că știu eu. Deci asta văd eu din live-uri, s-a văzut imaginea. Deci, Doamne ajută, vă rog să mă lăsați în pace. Bun. Bun.
Dar ce s-a ales de pacea de la buftea? Aia a fost o pace efectivă, doamna Simona, eu simțeam... Nu din partea mea, atenție. Ei, lasă-mă, mămică, atenție tu... Atenție că nu e o chestie ce se schimbă la tine, pac, vitoiosă. Atenție că nu am inițiat aceste discuții și să folosi cuvântul că doamna Nina a inițiat... N-am inițiat nimic. Bine. Atenție. Bine. Atât. Foarte bine. Am o viață de trăit? Foarte bine. Atât. Și noi la fel. Exact. Bun. Da, în principiu, cred că v-am mai dat sfatul ăsta și data trecută. Când e situația tensionată, e cel mai bine ca fiecare să stea în pătrățica lui până se calmează lucrurile. Că acum ați văzut. O să vă calmați la un moment dat și iar o să facem o pace. Ei, Robert, nu fii și tu așa de categoric. Suntem în postul Crăciunului. Indiferent ce s-ar întâmpla, sângele apă nu se face. Familia e familie. Familia e familie. Cel mai bine e... să vă duceți, să vă luați, să stați undeva cu chirie, să vedeți de viața voastră. 100%, 100%. Dar n-ai ce să faci, familia e familie, asta familia nu poți să schimbi. Și să rămână, că n-am altceva ce rămâne, să fac. Rămâne, sigur că rămâne, da. Iar decizia mea, știți, de câte ori vreau să-i văd pe an sau nu? Cel mai, absolut. Cel mai bine să nu, eu sunt convinsă că și doamna Nina o să regrete vorbele astea și tu eu, o să regreți doamna, vorbele astea. Eu sunt un om foarte asumat și când spun ceva, știu ce spun, mi-a ajuns și mie cuțitul la os. Am văzut multe, am tăcut, să fie bine, iubire, ok, dar bă, frate, iar m-ați băgat în astea, iar eu nu știu cum, dar pentru ce? Dar n-am nicio legătură, iar viața mea și ce avem noi sunt ale noastre, sunt problemele noastre și atât. Acum eu v-aș propune vouă să vă focusați pe da, bine, săptămânile astea trei care au rămas. Adică, cine vă vede... Uite, cum a fost primul material, să uite la voi și dacă eu aș lua un om de pe stradă și aș spune, uite, ei, peste 3 săptămâni se căsătoresc, mi-a spune, pe bune, nu se vede că ar fi iubirea ăla. Știți că m-am simțit aseară cel mai bine posibil în toată emisiunea asta? Când i-am spus toate chestiile alea la mama mea pe care le-am ținut în mine de luni de zile. Și atunci m-am simțit cel mai bine că n-am mai făcut nimic de ochii emisiunii și nu o să mai fac. Mă bucur, sincer. Doamne, Filou, dacă ai scos din tine, e ok. Bun. De acum vine vindecarea, creșterea. Bun, mami, să fii sănătoasă. E bună și eliberarea asta, dar să știi că contează foarte mult și felul în care o faci și gesturile pe care le faci. De vreo 2-3 luni deja le țineam în mine, eu plezneam deja. Și mie tensiunile nu veneau de aici, mie veneau strict. Am văzut că ești foarte tensionat, dar când sari așa de tensionat și te repezi asupra mamei, e un pic înfricoșătoare scena. Bun. Eu dacă nu ridic tonul, eu nu sunt ascultat niciodată. Deci, dragul mami, e ok, o să înveți. Și tu, atunci când nu știi să gestionezi cu cineva care ți-e drag, ții în tine, știi, și răbufnești pe ăla care ți-l-a îndemână. Nu e adevărat, mami, deci eu când vorbesc cu tine... să gestionezi comunicarea și relaționarea cu când vorbesc oamenii. Cu tine, eu când asta vorbesc cu tine calm, tu nu mă asculti niciodată, am ridicat tonul, nu m-ai ascultat. Asta nu se mai întâmplă niciodată. Tu dacă vrei să mă asculti vreodată, mă asculti. Atât. Vei învăța gestionarea. Și tu vei învăța să ceva în viața asta. Nu o să te mai răzbun pe următorul și nu o să mai fiu eu între voi niciodată. Niciodată, vreodată. Absolut deloc. Poate a văzut și mama acum că micul Robert este un adult în toată firea și să-l lase să se să stea gata, unde o vrea. El, vorba ta, să dai cu capul de ciodatul. Doamna Anina, eu știu conflictul cu doamna Mirela e mai vechi, dar n-am înțeles cu Ana și Daniel. Știți, am mai vorbit asta. În viață trebuie să știi sau când e ok să respecti, nu știu, să respecti pe cineva, pe alții, să știi când te implici, dar asta vine cu timpul, eu așa sunt. Când e cazul să mă implic într-un conflict, să-mi dau cu părerea sfatul, când nu e cazul pentru că celălalt nu este prezent, nu e de față și poate respect și pe ăla, și atunci ar fi mai bine să stau deoparte, la asta mă refer. Și într-adevăr, dacă gândim diferit, e bine să fie fiecare pe drumul lui. Eu ok, să înțeleg că ați vorbit cu Bianca și cu Robert, că Daniel și Ana au vorbit cu Bianca și cu Robert și... și am auzit din cameră ce au vorbit. V-a deranjat când n-au venit și la dumneavoastră? N-ai auzit, când n-ai fost auzit acolo și îți tragi concluziile tale, cum ne spui nouă, că vreau să ne tragem concluziile noastre. Dacă ne-ați fi ascultat... Dacă ați fi ascultat, v-ar fi plăcut conversația. Dacă ne-ați fi ascultat, ați fi înțeles că Ana și Daniel a vorbit doar despre bine, despre dumneavoastră. Da, doar despre bine. Și îți tragi concluziile tale, cum ne spui nouă, că ne tragem concluziile.
concluziile noastre nu. Și tu faci exact ce vrei tu să facem eu noi. Eu sunt altfel. Și dacă e de bine, de rău, zic ce zic câteva secunde sau nu zic nimic, nu-i prezent celălalt, mai copii, mai vedeți-vă de treaba. Același lucru faceți și dumneavoastră. Și tu să-ți vezi de treaba ta, mami. Efectiv. Noi măcar încercăm să vă ascultăm, dumneavoastră. Nu încercați să ne ascultați acolo, este problema, că noi am putea comunica aceste lucruri în familie, dacă ne-ați lăsat măcar un minut să vă explicăm. Ei, mai știu pe cineva care nu știe să asculte. Când a fost vorba despre o situație, mereu am venit și am stat și am ascultat. Cum a fost și ieri materiale și cum a fost de fiecare dată. Eu las omul să zică ceea ce are să-mi zică. Dar în același timp, dacă îmi bagi cuvinte în gură, eu nu pot să mai zic ceva dacă nu mă las să mă explic. E stilul tău să bagi cuvinte în gură, nu? Și e stilul tău să faci fix pe dos ce faci tu. Deci mă exasperez, efectiv. Bun, gata. Am terminat. Da. Și eu sunt de acord. Bun. Suntem în postul Crăciunului. Vă rog să vă liniștiți, serios. Să fim în postul Crăciunului. Da, Simona, da. De ce te luați tragic? Eu nu mă simt bine, știți? Nu știu, eu așa sunt construită. Eu nu funcționez bine într-un mediu cu ceartă. E energia asta... Eu n-am spus. Eu vă zic că este un mediu cu ceartă și... Dacă tu nu știi să bagi sub preș ce nu-ți convine de la aia, s-a văzut în emisiune și dacă eu zic ceva, vii și răbufnești. Doamna Anina, dar o să răbufnească și dincolo. Că așa se întâmplă, că la un moment dat, știi cum e, când e iubirea mare, accepți foarte multe de la persoană. Când se mai duce iubirea, mai dai afară. Cum a răbufnit la dumneavoastră.